să te ierte Dumnezeul tău, care oricum îi iartă pe toți păcătoșii. Eu nu te iert. Din episoadele anterioare. Nu, nu, Daniel! Daniel! Lasă-mă să luăm urmă. După Natalia și Mădălin, Eugen a fost al treilea membru al familiei Mariș dat dispărut. Dacă mă întreb pe mine, îți spun că sigur este mâna Zuleei bin Jabar. Astfel că Adrian a reușit să obțină un mandat de percheziție la Zuleea. Eu am să vă acuz de hărțuire. Nu este prima dată când mă deranjați și niciodată n-ați găsit nimic, din câte mi-amintesc. Iubito! Abia evadați, Natalia și Sorin sunt din nou la ananghie. Iubito! Ajutor! Ce trec? Stai, Sorin. Strigătele lor de ajutor au fost auzite de singurul om care îi vrea dispăruți pe amândoi. Doamne Dumnezeule, hai că mă duc după ajutoare! Grăbește-te, frate! Da, băi, mă grăbesc, Sorine, rezistă, frățioare! Mă grăbesc să plec de aici. Vi-l prezint pe Iani I-ul din casa Mamiron, regele romilor adevărați! Radu a înaintat în grad. De la consilier de primar a ajuns sfetnicul regelui Iani I-ul. Dar planurile lui ascunse sunt mult mai îndrăznețe. O să am bani! O să-mi permit să iau regalitatea, primăria, nevasta, adică pe tine, tot! O nouă apariție exotică face legea în casa Zuleei. Vreau să spun de Sunia că-și bagă nasul peste tot. M-a văzut când am ieșit de la Mădălin din cameră și mă tot întreba ce e acolo. Dar tânăra lucrează deja pe cont propriu. Ce trebuie să reții tu este că eu îți pot oferi protecție, ție și fetiței tale. Cum? Ești de acord sau nu? Capone! Mădălin, nu-mi După succesul evadării lui Mădălin, nimeni nu și-ar fi putut închipui că misiunea de salvare a bătrânului Mariș se poate transforma într-o tragedie. Păi nu mai fi scăpul. Să fie oare acestea ultimele clipe din viața curajoșilor tineri? Capone! Andrei! Dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. Misterul și suspansul îți dau întâlnire într-un nou episod din Iubiri Secrete. Port în pântece copilul lui Mădălin. Nu! Moment plin de solemnitate pentru Mamiron. Regele din Călcatele e gata să se arate lumii întregi. Băiatul meu, mersi frumos. Cu plăcere. M-ai făcut să arăt exact ca aia de la Bollywood. Ce prost ești, mă! Poate de la Hollywood! Să te duci tu să te uiți la Hollywood. Cu cine vrei tu să te închin la Hollywood? Eu mă închin la Bollywood. Da. Că la Bollywood să fac filme frumoase indiene, la care noi ne uităm la filme indiene. Ai chichidana, ai chichidana, mâncare banana. Mi-ar fi plăcut mie să stau printre atâtea celebrități, să am gagicile alea de acolo. Scuze-mă, era un țânțar. Țânțar la mine în casă a venit să-mi sugă sângele de rege. Dar de gură! Bă, stai bine un pic, ia stai bine și mă ta un pic, că nu mai înțeleg nimic.
Păi dacă matale ești rece, ăsta ce e, bre? Da. Bă, papagalul ăsta și feșnicul tău ce e? Sfetnic, mă, sfetnic. Feinis, feșnic, în fine, ia uite mă că am și uitat ce vreau să zic. Bre, acum ne alege. Noi ce suntem? Suntem familia ta? Zine și nouă cum... Ce suntem până la urmă? Bine, jumătate sunteți parte din familia mea, jumătate căminiști. Cum? De exemplu, mama mea. Uitați-vă la mama mea. Ce sunt eu? Ce frumuseț e mama mea, mama Cometa. Mama Cometa este regina șefă. Dar sunt și șefă la vrăjitorile, sunt șef și șefă la, mă rog, și șefă la, de-astea, la legături și șefă, șefă, cea mai mare șefă sunt, asta sunt. Iulia, uitați-vă, vă rog frumos, la Iulia. Iulia este soția mea scumpă și dragă, deci ea este regina iubită. Da, fiii meu scump, eu ce sunt? Tu ești 14 din cărți și mascotă. Da, normal, pentru că sunt cea mai frumoasă din familie. Așa e, mamă, dar eu, mă, eu ce sunt? Pentru că dacă luăm așa după, eu sunt mama copiilor tăi. Tu ești mama... Tu ești mama copiilor mei care te suportăm în casă pentru că tu ne mănânci toată mâncarea. Și... Și eu? Și tu? Ia. Și tu ești... Bufonul. Bufonul șef. Dar de ce, mă? Mai bine decât să-i zici că e bufonul, mai bine zici că e nebunul. Că dacă te întâlnești cu titile, că nu râde nimeni la glumele lui și ce glume bune are. Și dacă te întâlnești cu oameni pe stradă și te întreabă cine e dânsul și tu spui copilul meu, mai bine spui că spui că e un nebun. Dar e copilul meu, dar e nebun. Vezi, bre? Andrei și Capone au fost împușcați fără niciun avertisment. Eugen încă nu știe ce se întâmplă cu adevărat. Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai trage, omule! Taci dracului sau o strag și ție un glonț în cap. Andrei, nu poți să fii mort. Andrei, te rog frumos, deschide ochii. Andrei, deschide ochii. Andrei! Băi, ați fost împușcat. Ce se întâmplă aici? Stai, măi, știi. Suntem bine. Băi, nu vă mișcați. Sprinți de mașină. Capone, nu vă mișcați. O să chem acum salvarea. Nu, nu trebuie să chem salvarea. Suntem bine. Avem, aveam unde veste antigloți. Veste antigloți de unde? Ne-a dat comandă, obligat să le purtăm. Datorită lui, acum suntem în viața amândoi. Stai liniște când suntem bine. Vă rog frumos, rămâneți aici. Există un singur trăgător. Unul singur. Tu ești sigur? Că-i doar da. Capone, au fost trase două focuri. Cu aceeași armă a fost același sunet. Și ce vrei să facem acum, Amădă? Va trebui să intrăm. Pentru că este singur. Dacă erau mai mulți, până acum ar fi ieșit. Și plus de asta, eu trebuie să intru cât mai repede, să-l scopă bunicul de acolo, pentru că Zulea o să realizeze că am plecat de la ea din casă. Mă duc eu primul. Nu, Capone, nu. Tu o să rămâi aici cu Andrei, o să mă acoperiți. Creăm o diversiune, iar eu o să mă duc să-l scopă bunicul de acolo. Este mână. Trebuie să-mi ține o pistol. Mă arată tot acolo, iubire. Ok. Ideea e fermător. Când am plecat de lângă mașină, începeți, trageți spre casă, iar eu prin spate și-l surprind și pe el, ați înțeles? Am înțeles. Capone, ține spatele. Stai acolo. Haideți, băieți. Pentru Zulea, bătrânul Mariș e prea prețios pentru a-l lăsa să scape, iar Daniel este în totalitate de acord cu ea. Daniel, mergi mai repede. Eugen Mariș este păzit de cel mai bun om al meu. Ăla mai bine moare decât să nu-și îndeplinească misiunea. Da? Și atunci de ce nu răspunde la telefon? Mădălin nu o să treacă de el. Îți garantez asta, mamă. Mulțumesc. Pentru? Pentru că nu m-ai învinovățit că l-am scăpat pe Mădălin și... pentru că mi-ai zis mamă. Aha. Ei, așa mi-a venit.
Și mi-a plăcut cum i-ai pus la punct pe Sunia și comisar. Vrei să zici că semănăm? Nu e evident? Ba da. Îmi place cum ai crescut. Așa cum ești acum. Cum vrei să spun de acum înainte? O să-mi zici Julea. Nu am înțeles. Și cu leșinatul asta care a venit și își dă aere de șefă, ce facem? Nu facem nimic deocamdată. Ne plecăm capul. Știi, câteodată când stai cu capul plecat, poți vedea mai bine când dușmanul este nepregătit și îl poți prinde. Adică o să mergem pe burtă. Trebuie să învăț și eu jargonul ăsta care se folosește acum pe stradă. Să niște că te ajut eu, Zulea. Ah, mi-a plăcut. Să înțeleg că Sunia este dușmanul nostru, da? Oricine încearcă să ia ce e al meu, al nostru, sunt dușmanii noștri. Abia scăpați de șocul împușcăturilor, Andrei și Capone așteaptă cu înfrigurare un semn de la tovarășul lor. Nu-mi place totuși că lasa să se ducă singur, trebuia să mergem cu el. Stai liniștit că nu e prima oară când își riscă viața pentru cineva din familie și iese. Da, Capone, da, acum se simte rău și mi-e frică să nu pățească ceva. Sper să se descurce. Hai încoate, da? 3, 2, 1 și... Nu mai trage omul Dumnezeu! Omoră-mă, da! Fă-o repede, da! Ce-i cu tine, Mădălin? Putea să te omoare! Te salvă, bunicule. Să mă salvați? Nu ești singur? Nu, am venit cu Capone și cu Andrei. M-a răpit Zuleia. Știu, bunicule, tocmai de-aia trebuie să plecăm mai repede de aici. Haide. Nefiind deocamdată solicitată pentru niciun descântec, vrăjitoarea de serviciu doarme în post. Trebuie să fii tare curajos ca să-i tulburi somnul. Trezește-te! Auliu! Dar ce a luat foc, ați înnebunit toți? Nu, n-a luat foc nimic, doar eu sunt atât. Mai trezi, mă, moc, când visam și eu aveam cel mai frumos vis de fericire. Bă, dacă mă mai treziști vreodată așa pe neveu, să știi că-ți fac o legătură de aia ca la indieni. De aia naiba, te nu mai dormi niciodată noaptea. Fără indieni, scuză-mă, doamna Cometă. Am și eu un necas, te rog eu mult și vreau să-mi ghicești. Nu mai pot. Nu mai am har. L-am pierdut. Poate îl găsești. Aoli, parcă l-aud, harule, dar nu l-aud așa bine că mi s-au fundate urechile și trebuie să le curăț. Hai, bețigașele alea de urechi sunt ieftine, nu trebuie să arunci cu banii pe ele. Hai de repede că s-a alții mai lacom, pleacă harul! Gata, ia și pe ăștia, ultimii, n-am alții. Harule, ești mulțumit, harule? Harule, barbarule, cu calarule, miștocarule, ești mulțumit, e mulțumit, Bri. Haide să da, mă... spune-mi și mie ce-mi zice viitorul, asta mă interesează, viitorul. Hai să vedem. E, zice de bine ea, uite că zice de bine, dar nu știu pentru cine. Păi stai puțin, cum adică zice de bine, dar nu știi pentru cine? Uite că aici se vede un crai negru, ăsta ești tu. Bine. Și se vede mai multe dame în jurul lui, dar fiecare altă culoare. Păi asta e de bine. Mi-a plăcut întotdeauna între femei, așa că... E de bine. Uite că ce mai văd eu, văd un juvete. A, da, nu, ăsta e Ionuț. Nu, mamă, e unul mic, de la de suge cu biberonul. De leagă nămâsa în brațe, mic, copil. Copil, copil? Da. Adică din ăla care face pipi, mănâncă așa, și așa, e schimbat de scutece? Așa, de la... Aoli, eu cred că nu mai lăsa borțoasă mamă. Au perversule. Doamne feriște. Te pomeniști că m-a putea lăsa asta borțoasă? Mădălin și-a salvat bunicul, dar primejdia încă n-a trecut. Ești bine, bunicule? Da, haideți mai repede să nu ne prindă. Deschide ușa în spate.
stai acolo, bunicule. Stați pe loc sau vom puși pe toți. Nu cred că ai curaj. Comisarul Coma știe unde suntem. Sunt sigur că un glos te va atinge pe tine. Madalin, dă-mi-l pe Eugen Mari și poți să pleci. Niciodată. Dacă vrei să-i faci rău bunicului meu, va trebui să mă omor pe mine. Încă un pas. Încă un pas și zbor creierii. Da? Și tu crezi că nu o să mori? Ia mai gândește-te. Mie nu mi-e frică de moarte, băiețași. O verighetă mai întrebuia, practic sunt în sura cu ea. Eugen Mariș, nu mai fi laș. Nu mai sta ascuns după nepotul tău. Hai, vino. Bunicule, rămâi acolo, nu te duci nicăieri. Sunteți pregătiți să muriți? Madalin, lasă-mă să vorbesc cu femeia asta. Zuleia pe mine mă vrea mai. Nu, bunicule. Tu nu o să duci niciodată în mâinile lui Zuleei. Haide, mă, fiți bărbați. Sunteți mari, nu? Clanță mare aveți. Hai să vedem dacă aveți și sânge în voi. Sorin s-a convins că e imposibil să iasă din acel loc. Singura lor speranță e ca cineva de bună credință să treacă prin acea pustietate și să-i descopere. Lasă-mă să visez la iubirea noastră. Să nu mai îmi fie frig și frică. Nu vreau să visez la iubirea noastră. Vreau să trăim împreună. Mă simt atât de rău. Rezistă, iubito. Trebuie să vină cineva. Trebuie să ne salveze. Poate familia ta ne caută. O să ne salveze cineva. Nu regret nicio clipă de când m-am îndrăgostit de tine. Alături de tine m-am simțit fericită și împlinită. Te iubesc mai mult decât îmi iubesc viața. Dar nu mă lăsa singur, te rog. Nu mă lăsa singur. Vreau să trăiesc cu tine. Daniel i-a luat pe nepregătite și a preluat controlul asupra situației. Trebuie să mă să vorbesc cu Zuleia. Ce vrei să-i spui? O am cu ceva la mână. Băieți, vă rog frumos, lăsați armele jos. Mă, de-ai nebunii, vrei să ne omoare la? Andrei, am un plan. Lăsați armele jos. Nu las nicio armă jos. Ăsta nu o să ne lase în viață. Capone, te rog frumos, ai încredere în mine. Haideți. Daniele, vreau să vorbim. Să vorbim? Noi doi? Nu avem ce să vorbim. O să muri și gata. Nu, Daniel, lasă armele jos. Să vedem ce are de zis. Ai nebunit? Putem să scăpăm de tot neamul mare și acum. Am așteptat momentul ăsta toată viața, amândoi. Până nu pleacă Sunia, nu putem să facem valuri. Oricum îi avem la mână. Dar uite-te la ei. Patru bărbați și le teamă de tine și de mine. O singură mișcare greșită. Oricare din voi. Diseară mâncați la porțile iadului. Ai scăpat? Nu o ster niciodată că m-ai drogat ce ai vrut să mă iei de lângă familia mea. Pentru că te iubesc, de asta am făcut-o. Pentru că nu vreau ca pruncul meu să trăiască fără tată. Termină cu manipularea asta penibilă. Un singur semn pot să-i fac lui Daniel și amândoi vor fi morți. Iar tu, în secunda următoare, vei fi moartă și tu. Da? Da. Nu prea cred. Știi de ce? Pentru că nu cred că ești în stare să omori pe mama copilului tău. De fapt, nu ești în stare să-ți omori copilul. Și dacă eu îi spun lui Daniel că ești însărcinată cu mine, cum va reacționa? Nu cred că ai face asta. Ba da. Am să o fac. Da? O să facem altceva. O să ne lași pe toți să plecăm acum, iar eu nu o să-i spun lui despre noi doi. Eu aș putea să-i spun că inventezi. Pe cine crezi că ar crede? Pe tine sau pe mine? Hm? Lasă-i măcar pe ei să plece și eu voi rămâne aici ca și eu static. Bine. Voi trei acum o să vă urcați în mașină și să plecați de aici. Păi și de ce faci? Eu voi rămâne.
Nu. Mai bine morim toți. Am fost foarte clar. Voi plecați, eu rămân ostatic și să nu mai au niciun comentariu. Bunicule, urcă-te mașină. Mergeți acasă, liniștiți-vă și vă promit că o să ajung și eu cât de curând. Întreg. Dacă ați avut vreodată încredere în mine, acum e momentul să-mi demonstrați. Mai devreme, Radu a dat bani grei ca să-și afle viitorul. Ce i-a spus însă Cometa l-a derutat complet. Nu copil, nu tată, nu scutece. Cuțele boala copiilor te scutură dracii. O să am un copil. Păi și ce e rău în asta, mă, dacă o să ai un copil? Că o să am un copil, nu e bine, nu copil, nu scutece. Păi și cu cine l-ai copilul ăsta? Nu știu. Pe cum nu știi? Te-ai fecundat singur, ce ai făcut? Nu, adică știu, dar nu știu, adică e cu o clientă, dar nu știu că ai o clientă. Cu cine, mă, cu mama? Nu! Cu mama băgată și... Nu e mama, adică nu e mama ta, nu e mama mea, nu e mama nimănui. Că nu știu, nu, n-am făcut nimic cu maică-ta, a fost Caterinca atunci, atâta tot. M-am liniștit, era să-mi cadă cerul în cap. Cum ar fi fost să spun tată vitreg? Nu vreau să fiu tată, nu tatăl tău, nici vitreg, nici tată, nici nimic. Așa. O să fiu tată, nu o să fiu tată. Păi și ce-i, mă? Eu îi copilul în brațe, îl pui jos, îl iei mână, iar îl pui jos. Nu vreau copii, nu! Ba da! Dă-mi o idee ce să fac. Băi, fii atent. Dacă vrei să nu mai ai copii, nu mai folosi ciorap. Să pui ciorap. Ia și tu prezervative de alea bune. Nu mai le lua de la butic sau ciorapă. E prezervative de alea bune. Sau pungulița de un leu, care e cea mai bună. Ai înțeles? Și încep să pui bani deoparte pentru pensia alimentară. E bine, mă, da. Până la pensia alimentară e drum lung. Eu ce fac până atunci? Atunci facem altceva. Îmi dai mie niște bănișori zi de zi. Nu mă duc la biserică, mă rog pentru tine la Doamne, Doamne. Să nu mai faci copii. Ei, lasă, mai bine o iau de nevastă. Pe cum să o iei de nevastă? Și dacă e baria așa căpățănoasă, dacă mănâncă mult? Pentru a-și salva bunicul, Mădălin s-a oferit prizonier în locul acestuia. Oare ce soartă i-a rezervat dușmanul lui de moarte? Roagă-te, Mădăine. A sosit clipa. Daniel. Lasă-mă să-l omor. Uite, îți promit că dacă mă lași, nu-l fac să sufere. Un glonț în ceafă și gata. Așa cum i-ai omorât și pe Natalia și pe Sorin, tași din gură! Daniel, e adevărat ce spune? Cum să fie adevărat? Sorin e mort? Cum să fie adevărat? Tu te uiți în gura lui ăsta? Bă, băiatule, cum să nu omor propriul frate? Pe sora ta, într-adevăr, n-aș avea nimic împotrivă. Recunosc. De ce ai spus că l-a omorât pe Sorin? Hm? Vrei să mă azmuți împotriva lui? Nu, Zule. Natalia și Sorin sunt dispăruți. Te omor. Tași sau te omor. Daniel, unde sunt? Răspunde-mi unde sunt. În depozitul care a fost al Daniel. Morți? Să încerci, mă, Daniel. Daniel, dă-mi cheile de la cătușă și du-te la mașină. Nu ți-e frică că te pot lua o statică? Daniel, te-ar omorâ imediat. Iar dacă eu aș fi moartă, ce crezi că s-ar întâmpla? Hm? Daniel ar prelua conducerea organizației și nu l-ar opri absolut nimic să te omoare și pe tine și toată familia ta. Spune mai bine cine te-a eliberat. Și să nu spui că Simona, pentru că ea nu ar face așa ceva.
Știi că nu o să spun niciodată cine mai libera, nu? Și nu văd care ar fi rostul. Mai bine mi-i spune unde este Natalia cu Sorin. Ți-a spus Daniel. Atunci promite-mi că nu o să le faci nimic rău. De ce ți-aș promite ție asta? Pentru că dacă îmi vei promite, tu vei lăsa familia în pace, îți jur că o să merg oriunde cu tine în lumea asta. Doar asta îți dorești, nu? Pleacă. Hai, o să plece. Știi că o să-mi respect promisiunea. Și sper să-ți o respect și tu. Îi aștept acasă pe amândoi. De ce l-ai lăsat să plece? Fratele tău este în pericol? Nu. Cel puțin nu era când am plecat de acolo. Hai să mergem. Nu mi-ai răspuns la întrebare. De ce l-ai lăsat să plece? Pentru că acum s-au schimbat prioritățile. Moartea marișilor a trecut pe locul 2. Și pe primul loc? Salvarea fratelui tău, Sorin. Hai! Toată energia lui Sorin e canalizată acum spre Natalia, dar tânăra cu suflet de copil pare să fi renunțat la luptă. Iubito, iubito, trezește-te, trezește-te! Ajutor! Ajutor! S-a întâmplat ceva? Te-ai trezit. Asta s-a întâmplat, te-ai trezit. Și mă bucur. Rămâi cu mine. Rămâi cu mine, iubito. De ce te urăști atât de mult fratele tău? Nu știu, o să lămurim asta după ce o să ieșim de aici. Te iubesc. Și eu te iubesc. Povestește-mi ceva. Povestește-mi ceva frumos. Stai cu mine, așa. Vreau să mă fac să nu ador. Vreau să rămâi cu mine. Vreau să reziști. Că o să vină cineva, o să ne salveze de aici. S-a auzit ușa! Ajutor! 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 Aici suntem! Lui Daniel nu-i convine deloc situația. Zuleia l-a eliberat pe Mădălin, iar acum l-a somat să-i arate unde e fiul ei. Unde sunt? Aici am lăsat-o. Mea ta e legat. Și pe Sorin l-ai legat? Nu i-am făcut nimic lui Sorin, îți jur. Daniela, vezi că e fratele tău. Dacă era fratele meu, trebuie să despartă în primul rând de Natalia Mare. Stai, ok. Nu sunt aici. Înseamnă că Sorin a reușit să o salveze pe Natalia. S-au mai mințit și Natalia n-a fost niciodată aici. Aici am lăsat-o. Se pare că Sorin e mai șmecher decât credeam. Haide să mergem. Ai auzit? Nu, ce s-a auzit? Cineva a strigat după ajutor. Nu s-a auzit nimic, ți s-a părut. Haide să mergem. Ai auzit? Da. Sorin, tu ești? Da! Sunt Zuleia, stai acolo, venim să te salvăm! Zuleia a fost supravegheată de către oameni discreți, pe care nimeni nu i-ar fi putut bănui de ceva. Măsurul este recunoscător, Murad. Am acționat conform instrucțiunilor pe care le-am primit. Fără grijă. Credința ta va fi răsplătită. Nu se pune problema să fiu răsplătit, am făcut totul din convingere. Știu. Unde-i Zuleia? A plecat cu Daniel. Erau grăbiți. Și știi cumva unde? Da. I-am auzit pronunțând numele Mădălin Mariș. Mădălin? Mariș? Da, doamnă. Înțeles. Ok, Murad, poți să pleci.
Ce tot ascunzi, Zuleia? De ce tot apare Mădălin în viața ta? Între voi e ceva și o să aflu ce. Salam alecum. Da, totul este bine. Adică, aproape bine. Zuleia a primit ultimatumul și planul este pus în mișcare. Am înțeles. Voi face exact cum mi-ați poruncit. Alecum salam. Valeria nu-și găsește liniștea. Nici nu știe asupra căreia dintre multele dispariții să-și îndrepte atenția. Mădălin o să fie bine, sunt sigur. I-ai spus comisarului că l-a răpit Zuleia și n-a găsit nimic la ea acasă. Ai rămas același mincinos și ticălos cum ai fost toată viața. Hai, ușor. Tată! Dă-te puțin, Ioana, te rog. Stai jos aici. Așa. Tată, ești bine? Ce ai pățit? M-a răpit Zuleia. M-a ținut prizonier. Nenorocită aia. Tot Zuleia e răpit pe Mădălin și pe Natalia. O să vedeți voi, credeți-mă pe mine. Mădălin, Natalia. Mama Damian, din păcate, are dreptate. Pe Mădălin îl răpise Zuleia, dar a reușit cumva să scape de ea. Comisarul Coman n-a găsit absolut nimic în casa Zuleiei. Iar scapă fără să pățească nimic. Bun, și Mădălin, unde e acum? De ce n-a venit cu voi? Mamă, Zuleia și cu Daniel l-au cerut pe Mădălin în schimburi bărării lui bunicu. Doamne Dumnezeu, femeia o să-l omoare. Eu am greșit. Nu ar fi trebuit să accept să îl las să rămână acolo, la femeia aia. Mai bine muream eu. Mamă, ascultă-mă, Mădălin o să fie bine. El are un atu pe care vroia să-l folosească în fața Zuleiei. Stai liniștită, nu și-ar fi riscat el viața degeaba așa, doar îl știi. Mădălin... Ești bine? Ai pățit ceva? Da, mama, sunt bine, stai liniștită. Și Natalia? O să întoarcă și Natalia. Zuleia nu o să-i dea drumul niciodată dacă a pus mâna pe ea. Capone, am fost foarte clar când am spus că o să întoarcă și Natalia. De unde știi, mamă? Pentru că dacă o va elibera, Zuleia va primi exact ceea ce își dorește cel mai mult. Ce anume? Eu o să mă duc acum să-mi fac un duș, să mă schimb. Vă rog să mă anunțați pe mine când vor veni Sorin cu Natalia. Hai, Zuleia, sună odată. Ai primit ceea ce-ți doreai. Să mergi cu tine oriunde lumea asta, nu mă eliberează-mi sora odată. Natalia a fost salvată, dar încă nu se știe dacă nu e deja prea târziu. Sorin, ești bine? Slava lui Allah că n-ai pățit nimic. Nenorocitule! Încetați, sunteți frați! Pune pistolul jos. De ce, mă? Tu ai vrut să mă omori. Acum a venit și rândul meu. Băi, băiatule, ești dobitoc rău de tot. Așa m-ai tratat toată viața. Cap un dobitoc. Ajunge. Gata. Nu mai sunt fraierul tău. Sorin, dă-mi pistolul lui Daniel imediat. Cine ești tu să ascult de tine, mă? Cine ești, mă, tu? Hă? Știi că fratele meu pe care tu îmi spui să-l apăr acum m-a lăsat acolo în puț, alături de Natalia. Era să murim amândoi, știi asta? E adevărat? Sunt teferi și nevătămați. Ce mai contează? Am vrut să-i dau o lecție. Meritai o lecție. Ai vrut să-mi dai o lecție?
S-a întors roata. După ce o să trag în tine, o să zic că am vrut să-ți dau o lecție. Dumnezeu să te ierte. Încetează, Sorin. Încetează imediat. Iar după ce o să-i dau lui o lecție, o să-ți dau și ție o lecție. Pentru tot răul pe care l-ai făcut. Pentru tot răul pe care l-a făcut Natalii și mie. Sorina. Sunt mama ta, Sorina. Sunt mama ta. Poftim? Din acțiunile de sabotaj ale lui Tauru se poate deduce că tânărul își idolatrizează mama. Din păcate, cei doi nu au des prilejul să discute. Băi, nițelușul, mama, lasă puțin cartea asta aici. Lasă-o, dracu, lasă-o! Asta n-am citit-o. Băi, fii atent. Am o afacere pentru tine. Trebuie să facem ceva. Bele, bele, te-am rugat și frumos, nu mai zici, băi, vițel, brezi, dita mai Tauru, ma ta zici vițel la... Cași, mă, din gură! Stai să fii toată viața ta, vițelușul meu zgum și drag! Bine, bre, hai zi repede, că vreau să termin cartea, să zici ce vrei să zici. Fii atent! Trebuie să dăm o lovitură la palat! Bre, mă, lași cu lovitura asta, abia am scăpat de tata acum, măiema ta. Bre, mă, ți-am aminte acum câțiva ani? Că m-ai scăpat mata când am furat găinile alea lui Neacaisă. Mi-a dat la o bătaie de cred, mi-a rupt două coaste. Băi, vițelușul meu drag și scump, fii atent aici! Noi trebuie să dăm regele jos de pe tron! Care bre rege? Adică, bre, adică tata Iani? Da, mă, vezi că știi! Mă, vițelușul meu, tu ești fiul lui, mă! Tu trebuie să fii primul în linie, în coloană și primul la tron, mă! Înțelegi? Stai, mă, să înțeleg, adică... Ia, vițelușul meu, dacă, scump! Doamne ferește, batălem! Dacă tata pățește ceva, Doamne, adică ajută. O să iau... Bre, adică o să... Ia. Vin eu la putere? Ai văzut, mă, bravo, mă, vițelușul meu! Te-ai transformat într-un taur feroce acum! Că gândești! Bravo! Asta era! Pă bune, bre? Pă bune! Ia! Ce-o? Ce, mă, ce ai? Respira, bre! Hai, bre, să-l luăm și pe papagalul ăsta, îl băgăm și pe în combinație! Bun, să fim trei! Lasă-mă pe mine, mă, că rezolv eu! Iubitul meu! Ciunciunelul meu! Ia zi, te bași cu noi la o lovitură la palat! Ha? Ha? Vrem să-i dăm o perversă lui Iani, să-l dăm jos de pe tron și dacă vrei tu poți să rămâi consilier, eu am să fiu regina și cine crezi că o să fie regele? Ha? Tauru! Da, mă, vreau să fiu regele, vrei sau nu? No, că voi ați luat-o razna, clar! Păi cum adică, mă, să-l facem pe Iani, pe ăsta se prinde, ne omoară și ne îngroapă pe pășune? Prost este. Bă, știi ceva? Ia lasă-l pe ăsta să ne vedem noi de treaba, n-o să las cu eu facem. Da, hai! Nu, stai puțin! Ia! Draga mea! Oh, draga ta! Spune-mi și tu mie, ia, cum te mai simți? Ce vrei să știi, mai bine spus? Păi, când mă uit așa la tine, parcă te văd un pic cam palidă. Palidă? Da. Eu? Aha. Se-i cunoaște? Un pic. Cred că de la indigestie, că de câteva dimineți mi-e rău. Am grețuri și vărsături, înțelegi? Bă, ce-ai făcut brenul ăsta? E fraier, mă, ce-ai... Bă, vină așa, ți-așa amprentele, șterge repede mâna. Hai, dă-l, vină, bre, hai, mă, că vine pompierii la ăsta. Lasă, bre, cafea, nu vreau copil cu Aristotela. Femeia din fața lui îi este mamă, dar povestea ei îl înspăimântă. Sorin are impresia că trăiește un coșmar. Asta a fost toată viața mea, fiule. Te rog, nu mă judeca. N-am vrut să-ți fac rău nici ție, nici lui Daniel niciodată. Sorine, gândește-te un pic. Noi doi împreună cu mama putem conduce tot orașul. Voi nu înțelegeți un lucru. Pe mine nu mă interesează să conduc niciun oraș. Nici tu, nici tata nu veți reuși să mă schimbați. Sorin, eu nu vreau decât ca tu să fii fericit. Și atunci de ce ai vrut să omori pe Natalia? De ce ai vrut să ne desparți? Ok, am înțeles. Vrei să te răzbun pe tata, dar cu Mariș și ce ai? Lucian Mariș,
I-a făcut la fel de mult rău ca și Damian. Și ce legătură are asta cu Natalia? Nu pot suporta gândul ca fiul meu să se căsătorească cu nepoata dușmanului meu. Omoară-o, omoară-o, cu cât scăpăm mai repede de ea, cu atât o să ne revenim mai repede. Dacă cineva se atinge de un fir de păr al Nataliei, mă împușc în fața ta. Mamă! Dacă într-adevăr ești mama mea, înseamnă că nu vrei să mă pierzi, nu? Dacă ea moare, eu o să mă duc după ea. Familia regală Mamirun va avea un urmaș. Radu? Dacă copilul meu pățește ceva, te omor cu mâna mea. Ai să ai la copii, linguri în mână, multe flămânzite la masa ta. Ai să fii mulți copii, ai să fii un tată foarte bun. Nu am fost capabil să spun adevărul familiei mele. Nu sunt capabil să înțeleg situația în care mă aflu, Doamne. Înțelege-mă! Nu! Înțelege-mă tu pe mine! Gândește-te cum o să te simți când o să apăs pe trăgaci. Mamă! Nu! Tu nu mai ai drept de viață și de moarte aici în București. Poftim? Tu ai în tine dorința de răzbunare. Negând-o, vei fi un frustrat. Așa făcea și cine vei cinceni. Șarpe cu clopotei! Te iubesc. Și chiar îmi pare rău că pruncul nostru pe care îl port în pântece o să crească fără tată. Doamne Dumnezeule! Ce-am făcut noi ca să avem parte de asemenea blesteme? Din episoadele anterioare, după ce Andrei și Capone au fost la un pas de a-și pierde viața, Mădălin și-a riscat-o pe a sa, predându-se Zuleei. Voi trei acum o să vă urcați în mașină și să plecați de aici. Păi și tu ce faci? Eu voi rămâne. Nu, mai bine morim toți. Am fost foarte clar. Voi plecați, eu rămân ostatic și să nu mai au niciun comentariu. Bunicule, urcă-te mașină. Totul a luat o întorsătură neașteptată în momentul în care femeia a aflat de dispariția lui Sorin și a pornit imediat în căutarea lui. Un glonț în ceafă și gata. Așa cum i-a omorât și pe Natalia și pe Sorin? Taci din gură! Daniel, e adevărat ce spune? Cum să fie adevărat? Sorin e mort? Cum să fie adevărat? Tu te uiți în gura lui ăsta? Noi trebuie să dăm regele jos de pe tron! În timp ce Aristotela și Tauru pun la cale o revoluție care să-l dea jos pe regele încă neîncoronat, viața lui Radu ar putea să se schimbe radical. E de bine. Uite că ce mai văd, eu văd un juvete. A, da, nu, ăsta e unuț. Nu, mamă, e unul mic, de la de suge cu biberonul. De leagă nămâsa în brațe, mic, copil. Copil, copil? Da. Adică din ăla care... Ce pipi, mănâncă și e schimbat de scutece? Așa de la... Cometa i-a prezis nici mai mult, nici mai puțin că va avea un copil, dar nu se știe cu cine. De câteva dimineți mi-e rău, am grețuri și vărsături, înțelegi? Sorina, sunt mama ta, Sorina. Sunt mama ta. Zuleia i-a spus lui Sorin cine este ea cu adevărat și de ce o vrea dispărută pe fata Valeriei. Pot suporta gândul ca fiul meu să se căsătorească cu nepoata dușmanului meu. Povestea ei n-a făcut decât să-l șocheze pe curajosul tânăr și să-l împingă spre un nou gest disperat. Omoară-o, omoară-o, cu cât scăpăm mai repede de ea, cu atât o să ne revenim mai repede. Dacă cineva se atinge de un fir de păr al Nataliei, mă împușc în fața ta! Mamă! În mâinile Zuleei se află viața propriului său fiu. Dacă într-adevăr ești mama mea, înseamnă că nu vrei să mă pierzi, nu? Dacă vrei să vezi ce decizie va lua, rămâi alături de noi.
În câteva momente, intriga și suspansul îți dau întâlnire într-un nou episod din Iubiri Secrete.